Am plecat cu băieții la tură, mergem. Deci cum am promis, episodul cu tura a urmat și încă e, de fapt, pardon. Astăzi este miercuri, vedeți și voi. Și ați vizionat și episodul cu bicicleta când am făcut deschiderea cutiei. Acum veți vedea și fiabilitatea bicicletei. Nu știu de câți din voi știți, dar zona asta duce undeva pe la Sărata, Talpa. Codrin de față, salută fanii, Codrin. Vă pup pe toți. În aer ca la oameni. A, da, superior, ia uite-le. Ce butucare, nebunul. Măi, nebunule din porumb. Hai bă, Codrin, să fiu curios și o să faci bicla asta. Ai zis că e primul traseu și am eu primul traseu. Primul traseu, hai să văd. Stichilăresc, pălea. Hai. Uitați băieții mei, am ajuns la partea de porțiune autostrăzii. Cine a văzut videoclipul cu autostrada, uitați, aici se construiește autostrada. Nu știu cât de bine se vede sau nu, dar pe aici va trece autostrada Brașov-Bacău. Așa știam. Acum, cine e mai bun în infrastructură, să-mi zic. Hai pe băieții mei, băieții mei pe șgheaburi. Frumos, măcar am dat de umbră, sincer. Furca manetul ăsta aș face treaba chiar mai bine față de Reba, parcă. Asta e părerea mea. Acum, voi să-mi spuneți în secțiunea de comentarii ce părere aveți. Asta este un manetul Markle, dacă nu mă înșel. Războiul de aur. Hai, Codrin, stichilăresc. Ușor, hai, hei. Băi, ești prost și proapă. Ia uitați, bă, băieți, băie, ce brigadă aici, Turul Franței, cu madame, cu stropitoare. Ia uitați. Are în ceapa cu uite, așa. Să fie stochelat, da? Da, în apă? Ah. În apă, da. Paga, unde? În apă. Da. Da, o leacă? Asta e Hero 5? What? Poftim? Asta e 7 black. Suntem toți. Și eu, dar nu? Care auzi că mai sunt. Doar Hero 5, 6. Nu, asta e Hero 7 black, ultimul. E mai bun decât... Păi e Hero, așa asta. Da. Nu cred că mai trebuie să vin în mine. Dragii mei, suntem la Bălțată, băieți, sunt în față. După cum știți, după 3 săptămâni din activitatea mele în ale pedalatului, îmi este greu, recunosc. O inactivitate ca aceasta, îi se văd rezultatele, de fapt. Pentru că fără sport începi să îți pierzi din caracteristici, sau nu știu cum să spun. Hai mă, că am dat și de pădure până la urmă. Ce vorbești? Atâta pedala pe șgheabări, pe dealuri, pe munți. Hai mă, că am dat și de pădure. Mă, altă treabă, sincer, părerea mea. Mai rocoros, mai întunecos. Ții mei, mai avem puțin până la MTB Bar, cine cunoaște. Avem acolo o berică, un suc, ceva, o alună. Și după spre casă. Și vom trage o linie să vedem câți kilometri am făcut astăzi. Ne retragem spre casă. Ce a fost? A fost puțin noroi. O să vă zic mai în detaliu cum am simțit cu această bicicletă când vom ajunge în oraș.
Ne retragem spre casă. Ce a fost? A fost puțin noroi. O să vă zic mai în detaliu cum am simțit cu această bicicletă când vom ajunge în oraș. Aici se termină traseul, ne-am oprit direct la spălătorie, ne-am spălat bicicletele. Codrin, cum te simți? Obosită, dragoste. Cum am spus, nu uitați să ieșiți în natură, nu faceți ca mine să stați 3 săptămâni fără pedalat, că e groaznic. O pauză ca asta se simte, să știi. Și acum mă bucur că mi-am achiziționat Merida-ul ăsta și sper să fie din tot, din ce în ce mai bine, de fapt. Ne auzim pe data viitoare și vă mulțumesc mult pentru că m-ați vizionat. V-am pupat, pa, pa!